invitația este atât de generoasă și de amabilă, încât voi încerca în câteva cuvinte să vă spun ce gânduri mi-au traversat mintea și ce sentimente mi-au încercat sufletul cu ocazia vizitei la Vlaș. Se aude? În primul rând, nu că aceasta ar avea foarte mare importanță, de Vlaș pe mine mă leagă mult mai multe și mai vechi, să spunem așa, trăiri ale familiei. Părinții mei au studiat la Vlaș, tatăl meu a făcut teologia la Vlaș și mama a făcut școala normală patronată de Biserica Greco-Catolică. Și evident că nu mă duceam acolo în loc străin, dar nu are această importanță. Pentru mine, dacă cineva mă întreabă de ce te-ai dus la Vlaș, i-aș spune, uite, m-am dus la Vlaș pentru că mă așteptam să asist la o întâlnire extraordinară. La o întâlnire între amintirea jertfei înălțătoare a celor 7 eroi ai credinței greco-catolici, prelați români, cu prezența luminoasă a Sfântului Părinte. A Sfântului Părinte care i-a îmbrăcat în haina Sfințeniei, în acest pământ al suferințelor și al gloriei neamului românesc de la Vlaș. Pe acești prelați, a căror rezistență ieșită din comun, explicabilă numai prin puterea credinței în Dumnezeu, rezistență împotriva acelora care voiau să-i determine să-și calce jurămintele, să-și batjocorească fidelitatea față de Sfântul Scaun și față de Biserica Catolică și față de neamul românesc, pentru că rezistența lor vizibilă și neîntreruptă până la sfârșitul vieții a sfidat pur și simplu teroarea comunistă. Puține asemenea cazuri avem în istoria noastră contemporană. Puține. Ori eroii aceștia ai credinței care ne-au transmis acest mesaj al consecvenței în relația cu Dumnezeirea, al puterii credinței, mesajul curajului și mesajul datoriei de jertfă atunci când ți-o cere Creatorul, când ți-o cere situația neamului tău. De ce vorbesc de ei fiind eroi ai credinței ca niște eroi ai neamului? Pentru că au fost niște eroi ai neamului. Prin rezistența lor, ei s-au împotrivit acelora care voiau să ne smulgă rădăcinile noastre occidentale, redobândite prin Biserica Greco-Catolică, și să ne anuleze opțiunea europeană. Sfântul Părinte a consfințit convingerile multora dintre noi și ne-a confirmat întăria cu care ne manifestăm respectul față de amintirea acestor prelați. Și beatificarea a fost pentru noi o ridicare a sufletului pentru fiecare dintre noi. Pentru că, de fapt, beatificându-i pe acești extraordinari preoți, prelați, episcopi, Sfântul Părinte, practic, ne-a ridicat și pe noi deasupra condiției noastre de multe ori umile. Iată de ce m-am dus la Vlaș.
Și m-am întors acolo, după ce era să leșinăm pe drum, de la gara până la Câmpia Libertății și înapoi, m-am întors cu o încărcătură sufletească, sentimentală, intelectuală, pe care nu aș putea să o descriu, chiar dacă aș încerca acum în fața domnilor voastre, și nici nu vreau să insist pe mult, răpindu-vă din timpul în care va trebui să se exprime și ceilalți dintre colegii care au colaborat la acest volum. Atâta doar mai vreau să vă spun că am răspuns invitației domnului Gelu Hosu. Eu, ca istoric, sunt obligat să spun adevărul. Este ceea ce le spun studenților de ani de zile. În măsura în care istoricul se poate apropia de adevăr, în măsura în care lasă modestele sale mijloace de informare, noi trebuie să spunem adevărul tot, nu pe jumătăți, pentru că adevărul spus pe jumătate e o minciună. Deci, în acest volum, am încercat să reașez în linia lor de evoluție cronologică patima, teroarea, calvarul și apoi răsplata cerească, binecuvântarea care a adus-o acestor, și prin acest prelat pământului românesc, gestul Sfântului Părinte. Vă mulțumesc!